un nou serviciu militar în România. Anunțul oficial al MApN, suntem obligați. MApN se pregătește să lanseze un nou serviciu militar în România. Purtătorul de cuvânt al ministerului a dat toate detaliile. Despre ce este vorba mai exact? MApN lansează un nou serviciu militar în România. Ministerul Apărării Naționale, MApN, din România lansează un nou serviciu militar voluntar destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani. Această inițiativă, sub forma unui țibut camp, își propune să ofere pregătire militară de bază și să împrospăteze rezerva de mobilizare a armatei. Programul de serviciu militar voluntar va include o perioadă de pregătire de până la patru luni pentru bărbați și femei. În această perioadă, voluntarii vor beneficia de cazare, masă și drepturile financiare ale soldaților profesioniști la finalul pregătirii, voluntarii vor primi o primă echivalentă cu trei salarii medii brute pe economie și vor rămâne în rezerva de mobilizare a armatei până la 55 de ani, soldații și gradații, sau până la 62 de ani, cadrele militare, precizează MAPN. -mi Pregătim o nouă categorie de serviciu militar adresat celor care vor să devină rezerviști, să intre în rezerva de mobilizare a armatei, serviciul militar voluntar în termen, a explicat Constantin Sepelnu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, potrivit adevărul. Se asigură astfel o rezervă bine pregătită pentru situații de urgență. Principalul obiectiv al acestui program lansat de MAPN este de a atrage tinerii către o carieră militară, asigurând în același timp o rezervă bine pregătită și capabilă să intervină în situații de urgență. Programul urmărește, de asemenea, să răspundă schimbărilor din piața muncii și să ofere o alternativă atractivă pentru tineri. Suntem obligați să înțelegem că așteptările în piața muncii se schimbă. Noi avem deja un sistem de rezervă, de recrutare de rezerviști pe bază de voluntariat, a adăugat Constantin Sepenu. Purtătorul de cuvânt al mea a subliniat că mobilizarea nu va implica recrutare aleatorie de pe a cetățenilor fără pregătire militară, contrar unor mituri răspândite. Rezerva de mobilizare este alcătuită doar din cetățeni cu pregătire militară, care vor fi chemați pentru a participa la diverse acțiuni în caz de mobilizare. Este un mit că în cazul mobilizării armata va lua oameni de pe stradă și ei va trimite în linia întâi, carne de tun. Rezerva de mobilizare este constituită doar din cetățeni cu pregătire militară, a precizat Sepenu. Interesul tinerilor români pentru cariera militară este în creștere. În 2023, aproape 20.000 de, de candidați s-au înscris pentru diferite posturi disponibile la MEAPN, iar până la jumătatea anului 2024, aproximativ 17.600 de români au aplicat pentru diverse forme de selecție. În 2023, aproape 20.000 de, de candidați s-au înscris pentru diferite forme de recrutare și posturi disponibile la Ministerul Apărării Naționale.